aici distanță, pentru că am vizitat seara împreună cu un grup din Leoben, biserică austriacă, ca Dumnezeu să lase biruință și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dacă mai sunt cauze, dorim să îl amintim și prin fratele Daniel Dimitriciu, să înălțăm rugăciunea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu va lucra, Dumnezeu va lăsa biruință. Și prin fratele Claudiu să mulțumim Domnului pentru timpul acesta de rugăciune. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți și fiecare. Dacă mai sunt cauze și aveți cauze, haideți să le amintim. Vreau să ne rugăm și pentru soția mea, Domnul. Aș dori să ne rugăm și pentru soția mea, toată biserica și pentru biserica din Brucan de Mult, ca Domnul să lucreze cu putere. Amin. Așa cum stă pe fratele Daniel Ghenciu, ne rugăm Domnului.